După ce a obținut rezultate deosebite la Cupa României, boxerii antrenați de Ioan Dragoș se pregătesc în aceste zile pentru campionatul național de la Bacău. La competiția ce va avea loc la sfârșitul acestei luni vor participa de la CSM Zalău 4 sportivi la seniori, junior și tineret. Adrian Popuțea și Sabo Robert vor boxa la seniori, Raul Pop la junior și Adrian Peștean la tineret. Fiecare sportiv zălăuan are ca obiectiv obținerea a cel puțin o medalie cât mai strălucitoare. Cele mai mari șanse le are boxerul Adrian Popuțea, care anul acesta a obținut medalia de aur la Cupa României. Pugilistul, care practică boxul de 12 ani, va participa în 25 august la turneul Bigger's Better, un turneu de rang internațional unde vor participa 8 sportivi care se luptă pentru un premiu în valoare de 15.000 de euro.